Eu uite cu Ana Anglandă cât are salariu, nu m-am interesat niciodată. Bravo, fată! Eu, la e-job, deci, locuri de muncă, șef serviciu juridic, angajer șef serviciu juridic, anunțuri de șef serviciu juridic. 4.000 de cocos pe lună. Dar asta știi că mai de mult, că nu se mai plătește în cocos, se plătește în euro. Deci fata urla la mine după 100 de lei. Păi cât vine 100 de lei în cocos? Ce-i trebuie la fata 100 de lei? Cred că asta sparge 100 de lei pe zi. Ia uite ce bonuri de masă. Deci după ce că ia 4.000 de cocos, îi mai dă și bonuri de masă ca să mănânce șeful biroului juridic, să mai îngrașe și el, nu? Să nu gâfie. Deci îi dă și bonuri de masă. Câte bonuri de masă, nu? Asigurare medicală. Păi normal că la asigurare se face asigurare medicală. Și deci, pildoasa are asigurare medicală, o dare în pula. Prime, are și prime. Îți dai seama când vine primii. Acum vine primii, cred că vine când se naște un copil, vine primii. Când, spre exemplu, înainte de o vacanță, vine primii și ea stă în 100 de lei de la mine. Wow! Păi asta câștigă într-o lună, pula mea, cât anul să-i dau la fată. Hai să calculăm și noi cât am eu să-i dau datoria la fată. Dar nu mă primește fata să-mi vă fac. Păi calculăm, băgăm iar pe calcul. Unde e calcul? Uite, calculată. Deci, ianuarie 2007. Și acum suntem în 2013. Facem 2013 ca proștii. Așa. Bă, dar tot anul 2013. Treacă de la noi, dar la asta stadion. Minus, uite un minus aici. 2007. Am găsit. Stai că îi dau un backspace. Azi. 2007. Cât faci? 6 ani. 6 ani ori 12 luni. Așa. Încă un minus, fată, că nu s-a terminat anul. Minus 3. Bă, ce frumos! Ne dă cifra 69. Ind și am fată. Dar 69 plus nu, ori. S-ar putea să nu știi câteodată, că tu-i juri. Ori. Unde pula mea ori? Uite. Ori 12, adică nu, am greșit. Iartă, 69 ori, da, nu, 100, 2 lei. Face suma de 7.038 de lei. Am să-ți dau. În lei vechi ar veni cam... Păi cât vine 7.000 de lei? Vine să-mi dau planii... Împărțim la cocos? Ne luăm după 4.000 de dolari cât era acolo, da? Să nu zicem altfel. Parcă e 23.000 de dolari. Cum faci? Împărți, uite așa, la 23, nu, la 2,3 lei. 3, parcă așa e, 23, 24, nu știu. Oricum îți iese mai mulți cocos dacă am greșit. 3060 de cocos. Dar am ar fi cu aproximație, dar o să calculez eu bine când îți dau datoria. Deci tu câștigi într-o lună, cât aș avea eu să-ți dau? În toți anii ăștia.
Și cred că câștigi mai mult. Iau prime, loci, de aur, la fata cu 100 de lei. Cât ar veni 100 de lei? Vreo 4 cocos. Ce mai urmă? Mai trebuie 4 cocos. Dar tu ce faci cu datoria aia de 400 de lei? Deci, poate eu pot să te țin așa, pot să mă dai judecată, dar tu n-ai respectat o hotărâre judecătorul ăsta. Acolo zicea că trebuie să-mi plătești cheltuielile de judecată. Și știi care a fost singurile cheltuielile ale mele? My Brain și în lei venea... Cât pula mea? 40 de lei? Atât era un timp de ridică. Dar dacă băgam eu să zic că m-a angajat meu pe mine apărător și băgam acolo încă un act adițional și ziceam că eu cost 200 de milioane. Cum? M-a angajat meu pe mine, ziceam. Mă reprezim și eu ca avocatul meu costă 200 de milioane. Ce faci? Cum? 200 de milioane. Sau 300 de milioane, tu vă face vă cifra 3. De unde dracu îmi dădeai cu 300 de milioane? Mi-e dădea vreodată dacă n-ai fost în stare să-mi dai 400 de lei? Pe vremea era... Da, 400 de lei. Au, he, he! Au, răsă recuța de tine. Nu cam e pula. Ai mai vrut să mă uit în pula.